Bun găsit la știri! În România au fost confirmate până acum 5202 infecții cu coronavirus. Încă 9 persoane au murit, numărul deceselor a ajuns la 257. În județul Călăraș, 35 de persoane au fost confirmate pozitiv cu COVID-19, dintre care 7 au fost declarate vindecate. În județul Ialomița sunt confirmate 81 de cazuri, iar în județul Giurgiu sunt 46 de cazuri confirmate. Într-o postare pe Facebook, Primăria Municipiului Călăraș face un apel la călărășeni. Ne-am asumat alături de dumneavoastră să limităm cât mai mult se poate răspândirea noului coronavirus. Am stabilit un plan de măsuri și le respectăm permanent. Zilnic spălăm trotoare și străzi conform recomandărilor specialiștilor OMS. Facem apel încă o dată la dumneavoastră de a respecta sfaturile autorităților. Conștientizați faptul că măsurile luate până acum pot fi anulate de o relaxare din partea dumneavoastră. Noi continuăm să respectăm măsurile stabilite, dumneavoastră continuați să rămâneți în case, să ieșiți doar la locul de muncă și pentru treburi urgente și să purtați orice mijloc de protecție a gurii și nasului în spațiile publice. Numai împreună depășim această criză. Rata anuală a inflației s-a menținut în martie la 3%, la fel ca în februarie, a anunțat vineri Institutul Național de Statistică, care a arătat că în martie mărfurile alimentare s-au scumpit cu 5,11% față de martie 2019, serviciile cu 3,8%, iar mărfurile nealimentare cu 1,39%. De asemenea, prețurile de consum s-au majorat în martie cu 0,5%, comparativ cu luna februarie, și cu 1,16% față de decembrie 2019. La categoria mărfurilor nealimentare, în luna martie 2020 față de decembrie 2019, cel mai mult s-au scumpit țigările, cu 4,1%, în timp ce combustibilii s-au ieftinit cu 5,79%. Dintre servicii, în luna martie 2020 față de decembrie 2019, prețul serviciilor poștale a crescut cu 12,4%, iar cel al biletelor de avion cu 4,27%. Ordinul Ministrului Educației privind suspendarea organizării și desfășurării evaluării naționale la finalul claselor a 2-a, a 4-a și a 6-a, a simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a 8-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2019-2020 a fost publicat vineri în Monitorul Oficial. Conform documentului, la data intrării în vigoare a ordinului se abrogă atât calendarul desfășurării evaluării naționale la finalul claselor a 2-a, a 4-a și a 6-a, cât și cel privind simularea pentru absolvenții clasei a 8-a și probele scrise ale bacalaureatului. Calendarele pentru înscrierea în clasa pregătitoare, grădiniță și cel de mobilitate a personalului didactic vor fi decalate. Președintele Cartel Alfa, Bogdan Hosu, a menționat faptul că măsura șomajului tehnic pentru bugetari, care va fi implementată de către guvern, va conduce la o scădere cu cel puțin 35% a salariilor bugetarilor. Hosu consideră că în viitor guvernul pregătește și alte măsuri de austeritate mult mai grave și se teme de o reducere drastică a personalului din sistemul bugetar. Dacă se practică același mecanism, luându-se în considerare salariul de încadrare și se coroborează cu această prevedere 75% din salariul mediu brut, atunci scăderea salariilor în sistemul bugetar va fi de cel puțin 35%, în anumite cazuri și mai mult de 35%, a transmis Bogdan Hosu. Ludovic Orban a declarat că sunt sectoare de bugetari care nu vor putea fi trimiși în șomaj tehnic, bugetarii din domeniile care se află în prima linie a luptei cu coronavirusul. Despre ceilalți bugetari, premierul a precizat că vor intra câte 15 zile pe lună în șomaj tehnic, iar celelalte 15 zile vor fi lucrătoare. Există stocuri suficiente de alimente, inclusiv din cele specifice sărbătorilor pascale, spune ministrul agriculturii Adrian Oroș. El a adăugat că pentru asigurarea securității alimentare a românilor, a solicitat suspendarea exporturilor de cereale și a câtorva produse agroalimentare de bază pe perioada stării de urgență, decizie inclusă în ordonanța militară numărul 8. Tot prin această ordonanță militară, piețele agroalimentare vor rămâne deschise, iar accesul va fi permis numai producătorilor agricoli cu certificat de producător. Ministrul agriculturii a susținut că tot ceea ce se întâmplă în sector în această perioadă va fi atent monitorizat pentru a putea compensa la sfârșitul crizei pierderile înregistrate de cei care au lucrat corect. Sport. Clubul Dinamo Brest din Belarus, singurul stat european în care se dispută partide de fotbal, a decis să umple tribunele stadionului propriu cu manechine, pe fața cărora vor fi amplasate imagini cu chipurile suporterilor care refuză să vină la meciuri din cauza pandemiei de coronavirus. Conducătorii grupării au invitat fani din întreaga lume să cumpere bilete virtuale online la meciurile formației. Chipurile celor care achiziționează tichete vor fi decupate și atașate părții superioare a manechinelor care vor fi amplasate pe stadion. Inițiativa a fost deja pusă în practică într-o secțiune a stadionului OSK Bretski, la meciul cu Shakhtyor Soligorsk, cu chipuri ale unor fani din Rusia, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite și Iran. Banii obținuți din vânzarea biletelor virtuale vor fi folosiți în lupta împotriva coronavirusului. În Belarus au fost înregistrate 1486 de cazuri de COVID-19 și 16 decese. Rezumatul știrilor regionale îl puteți găsi și pe site-ul stilefmradio.ro.
În județul Călăraș și regiunea Muntenia, vremea se menține frumoasă. Temperatura maximă ajunge la 26 de grade Celsius. Weekendul va fi însorit, cerul un pic noros în prima parte a zilei de sâmbătă. Temperaturile maxime vor fi de 19 grade Celsius sâmbătă, iar duminică 20 de grade Celsius. Vântul va sufla ușor și nu va ploua. Atât pentru moment. Ești bine acasă!